Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Spanov cu un video nou despre bursa Nauticus. Deci, mulți din voi, posibil că au făcut înregistrare pe această bursă, unde la înregistrare se dau 100 de monete gratis. Dar pentru referal, primim monete doar în cazul celor când ei cumpără monete. Deci, asta este spus mai jos, pur și simplu. Cred puțin din voi au citit această condiție. De ce am hotărât să fac acest video? Să explic care sunt momentele cheie despre această monetă. Pentru că ea va fi o monetă foarte, foarte întrebată. De ce? Acum vă explic. Deci, uitați-vă, în... anunțul lor de pe 8 mai, ce ei spun, deci ce ei ne informează că ICO Nauticus a fost un succes și a adus 14,8 milioane dolari SUA, în timpul unei dintre cele mai mari vânzări pe piață, ICO aproape a dublat capacul și a egalat fondurile strânse anul trecut în Binance. Deci, Binance, cine nu știe, este bursa numărul 1, bursa din China. Ea tot are moneta lor. Deci, dacă intrăm pe CoinMarket, aici sunt plasate cele mai bune monete. Unde este, de pildă, și moneta Binance. Deci, moneta Binance a ieșit pe piață în anul trecut și, deci, dacă ne uităm față de alte monete, ea e în creștere continuă. Deci, când s-a apărut pe piață, era 10 cenți. Vedeți, prieteni, la data de 25 iulie, deci un an în urmă. Acum, cât prețul ei este actual? Deci actual este 13 dolari. Acum, 13 dolari împărțiți la 10 cenți și o să vedeți că prețul a crescut de 130 de ori. Acum, închipuiți-vă că dacă voi în an cumpărați de 100 de dolari sau de 1000 de dolari, 1000 de dolari monete. Acum, monetele voastre ar valora 130.000 de dolari. Deci, istoria are tendința să se repete. Deci, de ce această monetă Nauticus, ea va fi încă și mai bună, deoarece, uitați-vă ce scriu ei. Binance este o bursă de criptomonede, unde se fac schimburi criptomonede una pe alta. Pe când Nauticus va fi o bursă unde, în afară de criptomonete, vor fi și valute reale. Ei vor începe cu 7 monete de fiat, adică fiat sunt valute care dolar, euro, ce mai este acolo, iena japoneză, rubla rusească, dolarul australian, că bursa aceasta din Australia. Pe urmă, încă două monete, două valute care sunt cele mai populare. Funtul sterling din Anglia și, cred că, francul elvețian. Acum, dar uitați ce spun ei. Deci, în afară de monete, contravalute reale, ce vor face în schimb? Vor avea construcția unei minerii verde și extinderea pentru a include e-comerț, adică comerțul electronic, încă eu s-o ocupe. Un sistem de plăți comerciale încă va fi. Serviciul de verificare, deja toate bursele introduc asta. Și un ICO, ceva o să mai fie. Deci,
această bursă va fi foarte, foarte puternică. Deci ea are șansă să facă 930 de ori, dar de 230 de ori. De ce? Eu vă recomand, cine este înregistrat aici, să cumpărați monete cât mai târziu, că o să vă pară rău când ați cumpărat. Pentru că, uitați-vă, aici ea se poate de cumpărat, este la niște condiții. Cum o cumpărăm? Apăsăm pe buy. Unde, mai departe, ce facem? Verificăm datele să fie ca în buletin, căci va fi verificare. Nume, prenume, e-mail-ul care s-a făcut înregistrare și nu puteți schimba. Dați mai departe la confirm. Deci, acum, alegeți metoda prin care o să faceți plata. Deci, ce uitați ce metodiță. Este Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash și este PayPal. Deci, uitați, deci puține burse sunt care primesc PayPal. Asta tot mult înseamnă. Acum, uitați-vă. De pildă, dacă vreți cumpăra 500 de monede, 100 dolari, vă trebuiește așa, de un dolar îți cumpără 11, de 5 de dolari să vedem cât îți cumpără. Deci 500 de dolari, întocmai vă ajunge să cumpărați minim 500, deci că și minim monede NTS poate cumpărat 500. Și uitați-vă, cum cumpărați 500 de monete, mai primiți încă 100 cadou la cele care aveți 100 și o să aveți în sumă de pe 700 de monete. Și acum uitați-vă, 50 de dolari, de exemplu. Eu cred că 50 de dolari, asta nu e problema de găsit. 50 de dolari, dacă prețul vă crește 200 de ori, mulțiți-vă la 200 și uitați-vă cât o să aveți asta. Monete pește un an de pe în valoare de 10.000 de dolari. Dar dacă de pildă luați nu de 50, dar de 500, deci o să fie aici 100.000. Deci cu 500 de dolari puteți face să aveți în final pește un an, 2, 100.000 de dolari. Așa că gândiți-vă ce șanse este. Și vedeți cu ce sumă puteți să riscați, dar acest risc este foarte chibzuit, căci, cum v-am spus, bursa aceasta are mai multe plusuri cât are de pildă Binance, care, încă o dată, puteți să intrați, vă uitați liniștit la CoinMarketCap, căutați Binance Coin. Răsiți-mă doar că cât costă. Deci așa. Faci concluzii și hotărâți. Mai este încă un moment cu monetele. Cine are referale invitați, dacă cumpărați 500 de monete, veți primi și monete pentru referale. Deci cele care, de pildă, încă nu le-ați primit. De pildă, dacă ne uităm la mine, am în cont doar 100 de monete. Pentru referal, fiecare referal, dacă eu cumpăr de 500 monete, mai primesc încă 6500, că am 65 de referali. De ce merită de investit 500 de monete, adică 50 dolari minimum. Primesc 500 de monete, încă 100 bonus și o să am 700. Și încă, dacă aveți referal, vă dăm câte 100 de monete pe fiecare referal. Dacă nu aveți, pur și simplu, eu știu, cel puțin 700 de monete și o să vedeți ce o să întâmple cu dânsul peste un an, doi. Puține variante sunt unde se poate din 50 de dolari în timp de un an să faceți, să ridicați 100-200 de ori.
Deci astfel de șanse trebuie folosite. Cel puțin bani nu veți pierde, că sigur în orice moment acest monet le veți vinde și le vinde numai ieftin. Deci uitați-o încă o dată. La Binance e a fost 10 cenți, e mai jos de 10 cenți, nici nu s-a scăzut atunci. El cum s-a ridicat, un dolar și așa mai departe, și primul a fost 7 dolari și tot așa, dar el acum e 12. Pentru că Bitcoin a început să scadă și a scăzut. Bitcoin a început să ridice, a început să ridice și asta. Deci, dar Bitcoin deja o să înceapă să crească și va crește moneta aceasta deja mult mai mult de cine au avut și au cumpărat cu 10 cenți. Eu n-am cumpărat la Binance, să știu. Dar acum deja nu mai pot cumpăra cu 10 cenți, că momentul a trecut. Deci este acum momentul cu Nauticus. Deci gândiți-vă bine ce eu vă spun. Studiați toate noutățile acestea. Deci noutățile vin în e-mail. Dacă v-ați făcut înregistrare, eu le primesc, de ce am citit și vă spun ce scrie în translate. Foarte multe acorduri și deci din 19 mai până pe 18 iulie aveți 2 luni practic la dispoziție să faceți cumpărător aceste 500 de monete. Dacă nu faceți, nu o să le primiți monetele de la referali. Deci cu... Este la dânsul pe site dispărțitura așa ceva fac, adică întrebări, răspunsuri, apăsați pe dânsul și vă aruncă ca aici unde eu v-am arătat cu bonusul acesta. Referințe și monetele gratuite, deci care de la referal. Unde scrie că oricine dă click pe link-ul și cumpără un minimum de 500 de monete va fi recompensat cu 100 de monete suplimentare gratuite și la fel va fi și arbitru, adică persoana care v-a invitat pe 1600. Dacă... Dacă nu există nicio achiziție, nu există monede libere. Adică dacă nu ați cumpărat monede, nu aveți monede de la referat. Deci eu din cauza asta, nu știu, am citit atent și deja aștept într-un loc niște investiții și cum niște bani să vină și în primul rând cumpăr de aici monede. Moneta o să fie într-adevăr super. Deci, eu aș vrea să fie așa măcar vreo 5 site-uri unde să vâr câte 50 de dolari și pește un an, doi să se transforme în 10.000, 20.000 de dolari. Deci cam asta ce am vrut să spun, numai bine.